Bun. Ne-am mai adunat la această masă pentru a mai povesti, să ne gândim la planuri de viitor și la multe alte chestii. Bun, văd că totdeauna când o să avem ședințele între noi, când o să avem ședințele între noi, fără geantă, fără mască, ok? Când o să fie familiile, o să avem doar mască și fără geantă. Ai grijă că iar te îmbeți. Puteți să serviți whisky, portocale, țigări dacă vreți. Eu nu sunt născut persoana să pună pe mine în cap la băutură. Bun, băieți. În caz că nu mă știți, mie puteți să ziceți Paul. Așa. Duminică seara, în jur de ora 8, aș dori să facem o ședință cu familiile. Apropo, băiatul care fumează e noul nostru coleg. Puteți să-l strigați bucurie sau happy, cum vreți voi. Happy, happy. Încă dat de cunoștință, băieții. Și nouă, și nouă. Bun, happy, fii atent. Aici, cel din dreapta ta, poți să-i zici Rodby. Încă dat, Rodby. Nu prea știe, el e mai tăcut. În partea cealaltă de masă, cel chel e Viron. Viron Rovion. sau Viron? Viron, Viron. A, încă dat, stai că... Mâncătoare. Duciu, celălalt. Da, știu, Și da, acesta care stă încă pe scaun e moșu. da, încă toate cunoștință. Bun, puteți lua loc înapoi. Având în vedere că ai venit și tu acum la noi, luați loc. Aș vrea să veniți cu ceva idei ce să le transmitem familiilor. Bă, nu Cum știu ați că vrea sunt să nou vină? Ați vrea să deocamdată, ne cu cred tot cu membrii familiei sau lideri și co-lideri? Sau doar lideri? că... Ai de ce lider și co-lider, Maria mea? Șeful, dar cred că tată sora colegul ăsta a nostru nou, nu știu pe unde umblă, că cam se bărâm. Frate din altă mamă. Nu problemă, mă, sunt unii care își fac părul la fel. Mie îmi place de Viron. El e chel. Periuță, mai bine zis. Dar nu ne puneți pe toți să ne facem cheli, că nu-mi place. Nu. Nici mie. Ne confundăm după. Oricum, ție dredurile vreau să ți le vă tăiate. Rezolv eu dacă doriți. V-am spus că cât timp sunteți la noi în familie, părul vreau aranjat, nu cu dreduri, nu cu frizuri extreme, nu cu altceva, ai 10-4. înțeles? Să șeful că mă duc după eu cu el la Da. frizerie și îl tund. Ori dacă Personal nu îl tund. te barbiresc eu, ori te barbiresc tu cap. Faci chel. Că mă duc Exact, la uite așa, frizer și și mă tund. Viron, uite, ți dau exemplu pe Viron, el tot așa cu Nu-mi dreaduri place, frate, nu-mi uite. place, nu-mi place chel. Uite-l pe Viron, exemplu Nici mie nu-mi perfect. place. Și el exact așa a fost cu Nu-mi tine place ca cum dreaduri. arată. Păi vezi? Tu te duci și te schimbi. Tu crezi că nu-mi Așa, place? aș vrea să ciocnim un pahar de șampanie, pentru că am reușit să gătăm problemele din oraș cu OTF-ul. Acum cred că o să înceapă probleme cu Groove Street-ul. Cu Groove Street, mă scuzați, cu The Clips. Sperăm să nu. Bine zis, sperăm. Așa, Happy, tu ai mai multă experiență prin acest domeniu. Ia spune-ne ce idee ai mai vrea să implementăm la familie. Deocamdată vreau numai să văd ce pe aici, până ca să-mi dau cu părerea, mă înțelegi? Vă las pe voi și mai bătrâni. Voi sunteți mai experimentați. Bun. Că eu nu-i cunosc pe ceilalți, mă înțelegi? Vreau să-i Când și o să cunosc. vorbim, o să vorbim atunci la ședință. Da. Bun. Următoarea problemă care avem noi acum
Este poliția. Familiile noastre încă tot trebuie să se lupte, să vorbească cu polițiștii de prin gloanțe pentru a scăpa colegii. Aș vrea că până de anul nou sau chiar și după să rezolvăm cu mai rapid problema cu poliția. Să știe poliția cine suntem, să știe poliția că de mult putem să-i ajutăm, ei să înțeleagă și să se conformeze celor ce le spunem noi. Păi și să vorbim calm, fără arme, nu se poate? Păi aia vreau să fac, dar deocamdată nu se poate. Am înțeles. Pentru că ei vor ca să-și apere camarazii și altfel nu, n-au cum să vorbească cu polițiști doar prin gloanțe. Bun, aș vrea ca să aud de la fiecare în parte câte o idee cum am putea să facem să vorbim cu poliția. Știu eu. Cum? Chestor general, cameră tortură. Stăm doi de bază, fix acolo unde intri. Știți că asta am făcut și cu generalul SRI. Și n-a ieșit numai că de data asta discutăm, dacă iară ne înșală, luăm din nou cameră tortură și face ca la italian, fără degete. Noi putem lua un băiețaș care să fie cu noi, de acolo de la ei din poliță, un pic sub el, și să vorbim prin el. De ce să ne murdărim de degete când se poate murdări ei? Bine, punctat aici, îmi place cum gândești. Exact așa o să și facem. Căutăm pe unul repede, vedem Baco mai imediat după ședință, dacă aveți chef. Bineînțeles. Căutăm pe unul. Dar cred că prefer ca să trimit... Bine, pe ăsta sigur o să-l trimit să se tundă, oia naibii. Rușine familiei. Bia, bă, bia, că nu te mai satură Dumnezeu, bia! Ui ce gust, zici că e ghițel. Nu mai bine. Bun. Exact așa o să-i facem, o să plecăm. Eu vreau ca să, unul, cine se oferă ca să fie bodyguardul meu? Bă, mă ofer eu. Nu, pe tine, Happy, pe tine o să te trimit careva ca să-mi găsești polițistul. Păi o să rămân... Să știu nu știu, te descurci. Uite, ți-i dau pe ăștia la doi mei. Și eu cu moșul o să fiu mereu în spatele vostru, ok? Păi, întrebare, nu sunt concedii că vin sărbătorile, adică... Te rog frumos, mai bine țină-l pe Viron, că bani, mă duc eu, că el așa nu prea știe să vorbească și... Ok, Viron o să rămâi cu noi. Bine, bine. Cu mine, pardon. O să te duci moșul cu Happy și cu Rodby. Adică doar voi doi, că ăsta merge să se tundă. Oaia naibii. Putem pleca? Hai. Nu. Deci, pe cine să ducem? Cel mai mare grad din poliție? Pe cine găsiți din poliție? Îl torturăm. Bun. Aș vrea ca unul să se schimbe, să nu mai fie în costum. Gen, când o să fie faza de tortură, aș vrea ca să aibă ceva pe el. Nu vreau ca să se mărturească costum. Pot să mă ofer eu? Nu, se oferă Rodby. Okay. Sau... Lasă că îmi tai eu să fac jos și îl tai eu, că vă pricep. Ok, atunci, bine. Bun. Deci, hai, putem să pornim de acum. Măști, genți și tot ce trebuie. Bun, hai. Spor. Vorbim pe stație, nu? Da, da. Bineînțeles. Hello. Hai că-mi scot geogiu și merge să ducem în gabără. Gen, să vorbim pe telefon acolo, pe aplicație, renunțăm acum, ok? Urc la mine geogiu. Rodby. Să scoți S500, S500, scoate un S500, te rog. Scoate un S500. Nu cu tine, mă. Ce, mă? Rodby, scoate un S500. Da. Hai, băieți, că n-am apucat să mai fac intro. Suntem pe serverul Crime, să rog. Bun, când găsim polițistul, te anunț și venim la casă. Și... mergem acum să aflăm, am intrat în sindicat. Auzi și, Paule? Bineînțeles. Și atunci... na, hai să vedem ce... na, ce pe aici. Aoleu. Bă, vă aștept și pe voi pe server. Vă aveți toate informațiile... Să ne spuneți dacă aveți ceva probleme, că o să venim. Că nu să ne customizăm un pic mașina. În caz de ceva... dacă vin mai mult, nu vrea să vină el singur. Dacă nu vrea să vină el singur, repet în faza de seară, nu cu tante doamna, când o vin exact. Tot poliția și el la cuvântul de sus. Auzi, am o întrebare, puteți să luăm în stradă, gen repede? Da. Nu, îi zic cu frumosul domnul, vreți să veni, spune, dacă nu, pistol în mașină și legăm la ochi. Hai să vedem cum ne descurcăm, mai știm oare tentele astea de...
de mafios, să spun așa. Băi, nu uitați de butonul de like și subscribe, guys, dacă sunteți noi. Am zis, o să Bă, am o idee de tortură. Focul. Toporul. Să-i prind degetele în cheia franceză. Aha. Sau mai bine, fii atent, pui tu un topor jos și deasupra lovi cu altul. Nu, nu, prima dată vorbim frumos cu ei, după aceea. Vorbim frumos să vedem dacă înțeleg, dacă nu... Nu, în caz că nu înțeleg, băieții, dacă nu înțeleg, îți dai seama că o să-i prind degetele de la piciorul mare în cheia franceză. Menghine. Le dăm cu cheia peste degete. Scapă prea ușor așa. Stai, că ar trebui să-mi scot masca aici, nu? Aruncăm apă fiartă pe el, ar mai fi o idee. Bun, fii atent, chemăm un polițist frumos, acum, da. Și să-ți le chemăm, mi zice, bună ziua, ne-a trimis domn primar, are nevoie să discute cu dumneavoastră, luăm o mașină, da. În momentul ăla îi pui pistolul la cap, îi cear la el și... Da. Sau tăiem cu cuțitul fierbinte. Băi, chem tu un polițist sau? Chem eu. Bun. Băi, că dracul mi-am plipit de mine, o insignă, vezi acolo. Mai las că o face mai credibilă. Ia, ce e la mă, transport? Rotatora că putea să iei pe partea cealaltă, nu, adică... Domnul! Domnul! Sunt polițai? Ești polițai, bă? Opa. Domnul. Rodi, ți-ai găsit de stuns? Da. În față la poliție cu tine. Ok. Nu-l trimite aici. Bate în geam, poate aude. I-am bătut. Dar ce scrie aici așa pe... pe mașină e? Departament, bla bla bla. Nu știu, cred că e de la ceva poliție. Domnul? La prostă parcată. Sunteți de la poliție? Da, pot să spun. Vă puteți da jos să vă văd? Așa, domn polițist. Da. Domnul, v-aș juca să plecați. Deci cam ceva de vorbit important cu domnul polițist. Eu? Tu. E zona publică. Te-aș juca să pleci. E zona publică. Domnul polițist, haideți în secție, ca să discutăm. Bă, să vă dați gențile jos, mă. Bun, domn polițist? Da. Ce grad sunteți în poliție? Șeful. Ah, ok, bun. Moștile. Să stau un pic pe loc? Da. Așa, bun. Moștile, totul sub, sub control, că văd că intrați în secție. Să ce toți din gură. Așa, bun, eu trimis domn primar, ar dori să discute o problemă cu un polițist în special. Puteți veni cu noi să mergem? Să... Domn primar? Da, domn primar. Încă nu s-a arătat el prea mult, dar... Dar chemați-l aici, să vorbesc cu voi. Chemați-l aici, că nu merge niciunul, pentru păi siguranța. El nu prea poate. El nu prea poate. Dar nici nu prea pot. Rămâi la mașină, Rodi. Nu pot, am treaba mea. Dacă vine el aici să vorbesc cu, să vorbească cu mine, dacă nu, să rămâne treaba mea. E ceva important, domnul, eu zic să faceți niște timp, că toate salariile dumneavoastră de la el vin și nu cred că o să vă placă să o plăscă. Ia să ascultă ce vrăjeală are. Nu. Asta e toată problema și el vrea să discute. Dacă nu cheamă-ți un alt coleg, nu contează. Gradul doar vrea să discute cu un polițist, în special. Păi da, dar unde vreți mai exact să mă duce să vorbesc? Mergem la casa lui. Păi. Când salutăm primar frumos și acolo discutăm. Aumă ce vrăjoală are. Nu se întâmplă nimic, puteți sta liniștit. Bine, hai să mai... Bun, haideți. Cu noi mașină sau cum? Da, vreau cu noi mașină. Bun, haide. Bun, pune pistolul la cap, ia stația și pune punga pe cap. Ba.
Bun, gata. Am luat chiar chestul general. Eu la casa indicat? Da. Hai, toată lumea, la casa. Pune punga pe cap, e pus-o? Dați loc de acum tot ce trebuie. Da, 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 da. Vezi, mai caută să n-aibă ceva pe la el încă. Nu, 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 că l-am căut, toate că da. Stai, că pripesc. Vezi să n-aibă, aruncă și insign, aruncă tot. Viren s-a oprit să facă pipi. Ia-i pistolul și pune pistolul în buzunar. Stai la apăși tu să-mi iei pistolul. Am pistolul la capul tău. Dacă nu te oprești acum, îți zbor căcării. Băi, tu ai punga pe cap. Tu ce vezi? Fii atent. Păi, ce crezi că mi-e atât de greu să simt un pistol? Hai că tu și știi unde se urmă. Băi, omule, potrește că ai deja pistolul la cap. Ai deja pistolul la cap, potrește-te. Ce mi-e ține pistolul? Ăsta din spate. Păi, pentru viața colegului tău, eu zic să lași pistolul. Nu. Ne-am uitat ce. Potorește-te. Dar nu știi cu cine vorbești aici. Iei pistolul repede. Iei pistolul. Gata. Dă-i cu din alea, știi tu cum, ca să iei pistolul. Nu numai așa. Așa, bun. Haideți repede la casă. Acum vinem și noi că... Acum... Hai că trebuie să... Hai. Haide la casă. Jos, polițiera ca jos. Gata. Bun, fața la mașină. Fața la mașină. Să vă rog fără cătușe, nu, că am toate armele, dar nu cu cătușe. Nu, fața la mașină, zis. Stai că îi pun eu cătușele. Lasă mâinile pe lângă cot. Ține arma pe el. Duceți-l în camera de zbor până când ajung eu acolo. Bine. Oricum ești legal, la ochii nu vezi nimic. Așa. Lasă-mi iau din mașină geanta. Bă, cu ce v-am greșit? Ce? Nu, vrem să vorbim cu tine ceva. Ia, hai că le-o iau în brațe, așa. Dar ghidați-mă, nu. Așa, nu. Să mă cap să știu, scap de viața de aici. Lasă-te de mine dacă cooperezi. Să-i noștri, vezi că s-a noștri cu mașina, colegul. S-a noștri, bun. Puneți masca. Puneți-vă masca când ajungeți aici. Exact, masca tot ce trebuie. Oricum el are ăla pe cap, adică nu ne vede ca idee, dar na. O să-i dau ea de pe cap, știi, nu? Vezi că se zbate, vezi că încearcă. Te mai zbate, băi. Lasă-l să se potolească, că ți-l adorm. Dau un pumn în gură de teleșin. Să-i pui mășurile să stea care trebuie la ușă. Da-i pun. Bun, Viron, Rodby, pe poziții. Păi știți pozițiile, fiecare la ușă. Așa asta. Adică la ușa aia de lăsit. Deschide-i. Asta secret. Hai da. Oricum nu vede nimic până ajungem acolo. Știu, da. Stai la ușa secretă. Dar la acolo stau. În intrare stau acolo ușa secretă. Încă nu, dincolo. Să spunem aici. Urcă sus, mă, nu stai aici. Nu, stăm aici. Bun. Bun, de pe scaun. Așa. Bun. Stai să-i luăm punga de pe cap, ține arma mereu o mână, stai pe loc. Oricum nu mai are nimic la el. Dacă nu mai am nimic, de ce mă țineți așa? Bun, te așezi acum pe scaun. Da, haideți mă, că nu pot să vă fac nimic de asta, stau și eu confortat. Te așezi pe scaun. Pe scaun, mai repede. Asta e camera de oaspeți la noi. O să te simți ca acasă. Pune-te pe scaun. Acum? Da, te pui pe scaun, mai repede. Da, pune-te pe scaun. Aveți grijă să nu intre nimeni care nu face parte, care nu lucrează pentru domn primar, că vă izbesc. Acum le-am aruncat pe toate ce-a avut domn, tot ce-a avut ăsta. Bun. Ah, domn primar, să trăiți, domnul ăsta. Destul nu ne face să ne regăsim din nou. Poliție. Te întrebări acum de ce ești în acest loc, nu? Pe scaun. Nu te speria de degetele alea de pe jos, am mai avut... Am mai avut, cum se numește, am mai avut un oaspet de ca tine aici, nu te speria de degetele aia de pe jos. Cred că am mai multe decât voi. Dă-i și șapca jos. Ești sigur că ai tăiat mai multe decât noi? Eu zic să nu mai fie așa sigur. Poate tu le-ai tăiat degetele, le-ai tăiat și capul.
Eu nu vreau să-i torturez, eu le trag direct glanță în cap. Da? Dacă te torturăm noi, dacă tu nu te dacă te torturăm noi acum, când ai fost torturat toată viața ta. Da, nu, hai ce vreau să vă zic? Ia spune-mi tu cine ești. Eu? Mhm. Nu o să aflați niciodată și o să vă zic că nu o să aflați nicio informație. Păi noi nu vrem informații de la tine, tot. Nu vrem informații, mă, fii atent. Încep, îi dau bocanci jos și încep cu topor așa, de la degetul mare. Nu, deocamdată. Deocamdată. Bă, umblați mai ușor pe acolo, pe sus, că se iau de până aici jos. Nu mă arăt, Biu, bă. Eu nu umblu. Că vreți să vorbim pașnic, deci îmi puneți cătușele. De. Păi... Că am vorbit odată pașnic și nu ne-am înțeles. Am avut odată, am mai avut odată tot așa un caz pașnic și nu n-a ieșit bine chiar deloc. Am înțeles că ești chestor sau ceva? Contează că-s șeful. Băi, contează. Da, eu șeful chestorului. Adică... Șeful chestorului, am înțeles. Cumva șeful. Păi fii atât, care-i faza? Noi suntem niște afaceriști. Am înțeles. Și odată am vorbit cu poliția și poliția ne aducea multe, dar multe milioane pe cap. Păi, atâtea de nici nu ești în stare să le numeri. Și ce să vezi, aflu într-o zi că poliția ne dă toate planurile peste cap și bineînțeles și poliția ieșea pe plus din acea afacere. Bun, noi am avut alte probleme, nu ne-am putut ocupa atunci de poliție, dar acum că am terminat toate problemele, am zis, bă, până la sfârșit de an, să rezolv treaba cu poliția și faza că noi acum nu mai putem vorbi pașnic, prima dată am vorbit pașnic, acum nu mai putem. Am putut vorbi pașnic, așa că trebuie să vorbim ca de la răpitor la ostatic, mă înțelegi? Da. Bun. Ia ziceți mie ce e de capul vostru poliția? Odată ne spuneți că sunteți cu noi, odată nu. Hm? Păi ce? Așa... Mafioți, ce sunteți voi afaceriști, că bănuiesc că nu sunteți voi afaceriști, că mă răpiți pe mine, că mă las cu mâinile sus. Se pare că avem arme la noi. Cine te lua cu mâinile sus? Întrebare. Exact, se pare că avem arme. Dar mi-am spus că are pistolul la cap. Păi da, aia a fost de intimidare. Poți de intimidare, te-a prostit, aia toată chestia, că te-a prostit. Păi n-avem pistol. Și nu avem pistoale. Afaceriști se ocupă cu răpiri. Eu mă singur pe aici. Care, dacă vrei, te fac să râzi mereu de sărătării. Exact ca Joker cu el. Bun, fii atent care e faza. Noi avem gânduri foarte mari cu poliția. Și poliția asta pe plus, mai mare decât noi putem spune. Le ascult. Păi, de exemplu, voi vreți să aflați cu acții legale, nu? Le-am deja pe toate. Le aveți pe toate. Vreți să aflați numele organizațiilor. Organizați. Avem multe, lipsesc doar vreo 2-3 din câte știu. Uite, vezi, noi le avem pe toate. Avem tot ce-ți dorești tu ca să afli. E, noi îți putem oferi absolut tot ce-ți dorești tu să afli, doar în schimbul tăcerii. Adică noi, după ce-ți dat aia, o să primim bani de la mafioți, ca voi să aveți tăcere să nu patrulați pe acolo. E, noi o să vă dăm o sumă de bani. Și dacă nu-ți de acord, ce faceți? Poftim? Dacă nu-ți de acord, ce faceți? Dacă nu ești de acord... Dar fiți bărbați, hai, dați drumul de aici și vedeți care iese viu. Dați drumul de aici, eu plec, mă duc pe Nu, lasă-l un pic, fii atent. Auzi, domn polițai? Tu vrei să-mi zici mie că tu nu vrei ca să câștigi bani. Stai un pic. Am întrebat dacă nu ești de acord. Să înțeleg că tu nu vrei ca să colaborezi cu... Am spus doar că ce se întâmplă dacă nu sunt de acord. Păi cât de măcar o să se întâmple... Nimic bine, nimic. O să încep să arăt ce se întâmplă? Opa. Dacă mai scuți o dată prin ceagul ăla, putem schimb gândurile. Putem face calvă sau chiar proastă? Putem să o luăm pe calea prietenește, adică să scap de aici cu fără degete rupte, fără gură tăiată, fără mutilație. Poți să scapi ușor de aici. Mă înțelegi? Poți să scapi cum ai intrat, așa să ieși. Cu o pungă pe față și te lăsăm undeva. Fiți atent. Sunt. Zi. Eu o să mă decid. N-am văzut nimic. M-am avut punga pe față, o să mă decid, o să
Hai, stau puțin, acum nu pot să iau decizia pe moment. Păi nu, o iei pe moment, că dacă o iei pe moment și dacă iar o să te răzgândești după ce o să pleci de aici... Nu să mă răzgândesc, o să dau un anunț. Să veniți, să vorbiți cu mine. Nu, dacă... dai tu niciun anunț. Ori, da, da. Ori vorbești aici, ori... Nu, că îți dau numărul telefonul meu, dar... O să ori dăm... pleacă degetele. O să lăsăm, ca să dai anunț, unde vrei să ne întâlnim să vorbim, ca să știu. Lasă, nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta, ba, pentru că e poliție și ne poate aștepta cu toată poliția și toată aia zidea și ne putem să venim cu mai mulți după noi, înțelegi tu care nu, e chestia. Nu, e aia neapărat, dar n-am chefiară să pierdem oameni și așa. Mai bine ori decide aici, ori îi fac schema să îl pălesc în cap să uite tot și îl las pe munte. Așa zic cel mai bine, gândește-te pe moment și dai o decizie finală. Noi, noi în schimbul banilor, voi doar plăsim și să faceți că nu vedeți acei oameni de acolo. De exemplu, 5 milioane pe rom, a, nu știu, stabilim noi un preț, adică între noi, mă înțelegi? Le-ai ascuțit, mă? Ca să fie bine și la bă, care se mișcă atât acum? Așa că le-au trecut pila. Și între noi și între voi, mă înțelegi? Stabilim un preț. Vorbim mai multe, asta e. Bun, de zici. Vorbești sau? Da, vorbesc. Permiți, permiți puțin. A, așa, bun. Așa. Bun. Păi. Da, accept. Accepți. Fii atent. Dacă mai aud pe la urechile mele că iară v-ați întors, a treia oară nu o să vă mai acordăm șansa. Și astea vă jur cu mâna pe inimă. Dacă vreți dați un anunț. Bun, dar aș vrea ca buletinul tău să rămână la noi. Nu, nu, nu e aparat să rămână. Se facem, se facem o poză. Ia cotațul unul de buletin. Dar n-am buletinul la mine, l-am lăsat pe acasă. O legitimație ceva. Legitimația am aruncat-o noi pe geam. Nu, n-am aruncat-o, vezi că da, eu legitimația. Uite-l ăsta, și-a pus-o în piept. Uite-l, mă, pe... Da, da, mă, ce vrei? Vreau și eu odată să fiu polițist. Gata. Ia, du-te acolo. Păstrăm. Asta e a noastră. Bine, da, te uiți parcă... la ea ca idee. Mă înțelegi că dacă îl vede pe ăsta, na. Uite, ți-o pune aici înapoi, că parcă să mai fost. Uite, mă, că eu pun lui, mă. Hai, mă, fii mândru. Bun, deci, accepti. Accept. Dar dacă încă o dată se mai repede aceeași chestie, să dea domnul să mă întoarce împotriva noastră, mi-a spus, când avem ceva probleme, venim, în schimbul banilor, voi aveți tăcere, ok? Da. Am zis că trebuie că negociăm la un preț, mă înțelegi? Adică la bani, la chestii de genul, ca să fie pentru amândouă. Totdeauna o să negociem cu voi. Bun. Așa să mă ridic, că parcă am vorbit de nu, poți, dacă ieși din camera asta, te împuși cu mâna mea. Bun, deci ascultă un pic. Ești de acord. Deci tu acum știi ce ai de făcut? Da. Ceacă punctul porungeam. Să vorbești cu băieții de la vamă, cu băieții de la poliție, tot tu ești polițist. Sau serii? Da, nu știu, de serii. Habar n-am, nu știu, serii. Ok, bun, tu ca să vorbești cu seriu, cu armata, cu cine, să știe de acum încolo dacă o să vine cineva cu sacou alb. Nouă... Credeți că nu o să, dacă ne ziceți bă, aia cu sacul alb, opriți, opriți, aia e, vom casa, dacă e, dar eu zic să nu ne supărăm acum la final. Nu, mai bine găsim noi un cod, stai, mai bine găsim noi un cod, frate. Așa cum bun, dar fiți atenți. Băi, vă gândiți că, cum ați spus voi, cum v-a spus armata, că nu știu ce, că îi trageți pe dreapta și ne-o casăm noi. Dar n-a gândit-o așa. Dacă vă prind și vă mor când vă trage pe drept. Păi nu, de asta deci tu aici, tu să armata nu are de ce să ne tragă pe dreapta. Ne omori? La vam. Nu, 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 el se referă de înțelegere. El se referă de altceva. Depinde de înțelegere, că acum te-am polit și te-ai dus. Boss, ascultă un pic. Eu zic că să nu mai vorbești așa dacă vrei să vă accept înțelegerea. Păi dacă nu accept, zic la treaba, mori. Eu te-l bat.
Deocamdată... Că deja mă enervezi. Ia stai așa să iau o țărăbocanci și ajuns. Lasă-i. Fii atent cu facem. Îmi place prea mult. Prima dată vorbim așa, a doua parte vedem. Poate plătim niște bani, asta e, vedem. Deci noi ți-am zis, o să vorbim... Mă, nu știu cum să dau de plină, ai toată ma, chestia. Ma, dă-i, gata. Gata. Nici o înțelegere. Te pui înapoi pe scaun. Ce faci, mă, dai cu bocanul cu așa, mâna care te hrănește? Te pui pe scaun. Nu l-omor direct. Bun. Zi, lovește așa mâna care te hrănește. 3 secunde aici. 1. Lasă, nu l-omor. Nu l-omor acum. Nu l-omor. Stai așa să încep cu toporul. Deci ia zi. Dai așa cu bocancul un... Știți că dacă ieși de aici am GPS și am un microfon. Unde dracu' ai GPS-ul încorporat bă, în mațul drept sau unde pune mea? Aduceți aici câteva armuri la noi, bă, că avem nevoie, bă, aduceți niște armuri. Sub piele. Ia, mă, cantie, ia. Ce s-a aduce? Lipiți de picioare sau cum? Nu, nu. Ascultă, fii atent că deja s-a supărat chestia. Văd că cu tine tu ești cam arogant cu noi și nu-mi plac oamenii arroganți. Noi am vrea să vă facem un bine, dar voi nu vreți. Băi, nu, chestia, că vreți să facem un parteneriat, ce așa un parteneriat, exact, un bine, să scoată și ceva dacă bani. Dacă nu vrei, asta e, zic că... Scoate-i bani, nu scoate-mi bani. Dar nu simte, nu nimic, amuțăște dintr-o dată. Eu cred că îl dau glonț. Asta, ce face asta, ampă, să dă peste cap? Păi îți dai seama, e polițist. Ce acum ai dau una și peste gât sau cum? Nu. Dar de acum, după aceea o să începem cu degetele de la mâini, căci că el a tăiat degetele multora. Noi nu acceptăm asta. Înapoi pe scaun. Pune-i colegul un pic, dă-i cu cârbă pe la picioare, să-mi acolo că se înghețe. Leagă-i cârbă acolo la picioare. N-am, uite acolo sfate, ai cârbe. Leagă-i cârbe, că avem aici, și în mai avem încă. Bun, bossule. Noi ți-am zis că noi cu tine nu glumim, noi vorbim foarte serios și ți-am zis să te gândești de două ori înainte de a vorbi. Acum la mâini. Ia zi, mai faci prostia asta ce ai făcut-o sau continuă să vorbim civilizat? Eu nu mai continui nimic, am un lovit. Vino puțin să zic ceva la ureche. Nu te apropia. Că nu am ce să-ți fac, uite. Nu te apropia că poate să-ți dă cu capul în gură. Nu îți dau cu niciun cap în gură. Leagă și la mână acum? Bă, da pula mea, mă, pe la final ce o să fie cu aia? Mumie! Gura? Da, gura, nu uita gura, eu tai. Da. Că, dacă lăsăm viață, ce, unde o să ajungă? Păi o să ajungă ca să ne dea în gât. Păi nu, nu o să rămână în viață, dar prima dată tortura și după aia distracția. Dar eu cred că nici mai eu o să fie nevoie ca să-l ducem de aici pe munte, mă. Ce să-l ducem? Ai, fac onorurile. Ba, îl ducem frumos. Fii atent, eu ce zic, îl trimitem pe Rodby cu el. Așa motivat cum e să-l lași în față la poliție și să plece nu, rapid de acolo. Nu lăsăm, că o să ciripească. Păi nu mai rășe să ciripească, că e mort. Păi da, da, prea dată îi scapi și un glonț. Păi aia, zic, o să scapi un glonț. Gata, puiule, rază de soare, te-ai trezit? Înapoi pe scaun, hai. Înapoi pe scaun. Să-ți puțin să vă zic. Înapoi pe scaun, a zis. Nu comentezi. Bun. Te-ai răzgândit sau mai continuăm? Hai să stai așa gura, ia. Hăp, în stânga, hăp, în dreapta. Gata. Așa. Hai că nu e tăiat tutare. Ce zâmbet frumos. Putem continua dacă vrei. Ia zi. Dar care e șeful dintre voi cu care poți să vă... Nu contează. Nu contează. Toți suntem aici, toți avem rolul important. Am vrut să spun că o să muriți toți. Tai prea mai tare. Ala-i. Rodby, hai el pe ăsta să duci în fața la secție și lasă. Rodby, fii atent. Vin aici ia cadavru. Îți iei cum se numește, zi G. Te duci, ai lăsat cadavru și ai plecat. Stai, du-te mai încolo, că îi pun ăla pe cap, oricum nu. Ce să mai? Pune punga. Sau vrei să te duci tu, Viren, să știu. Mă duc eu. Ok, bun. Dați-vă de aici ca să. Noi am vrut să vorbim cu frumosul cu el. Pune cu de toate, lasă-l frate, că n-ai cu cine vorbi oricum. Deci îl iei pe sus, ușor te duci, îți dăm noi geu, îl trimit pe Viren cu tine, Viren conduce. Tu din spate îl arunci jos, ai înțeles? Luați un geu. Viren! Du-te pregătesc pentru cu mușitor 6, fugi. Mușitor 6? Da. Vedeți să nu las mașina mea să-mi iau ăștia, nu mă duc mai tare. Pămpălău a fost frate, vrei să vorbești tu cu omul și efectiv, da, eu am lăsat pe aia să vorbească, dar... Mă înțelegi? Polițistul? Ok, na. Hai. Hai că se deschide pe asta.
Ți-a zis a, cum vezi că m-am dus aici afară. Bă, da, să pregătesc. Prost, frate. Bă, prost e ăla, mă, păi. Bă, să mă duc și eu în caz de no, orice no, cu happy în spatele lor cu mașină. Sau, hai că o să venim toți. Bun, hai că scot G-ul meu. S500, scoate tu. Bun, hai că scot-o că e modificat și... Bun, Vir, ai scos 4-6? Nu, n-am scos, vă aștept să scoateți. Nu, cu Viren, cu Viren vorbeam. Nu. Ca la mine, happy. În față. Scoate, Viren, scoate 6-6. Să scoate să urce Paul. Dă-te un pic voșurile de aici. Bă, să le las un bilețel ceva acolo pe ei? Ce bilețel care a luat? Nu, lăsa nimica. Anonim. Nimica. Ok. V-ați lăsat, l-ați aruncat, ce a fost? Plecați. O să vorbim de la cap. O să vreți să chemăm pe altcineva să facă treaba, să nu ne riscăm noi? Nu, hai că nu ne riscăm oricum. Lasă-i să-mi iară că Viron cu Rotby și... Pune-l prima dată pe el, pune-l prima dată pe el, bă. Pune-l prima dată aici. Dar noi ne mergem într-un final. Aici poftim? Spate și de urși, tu aici sus, bine, aici ne ducem acum. Și la distanță spatele lor în caz de atac cu poliție sau ceva să fim. Dar n-are de unde pula mea să afle. Ce eu, dar n-are. Urcă-te unde ți-am arătat. Că l-ai pus acolo spate, urcă-te sus. Și că are sub piele, unde pula mea are sub piele? Îl scot eu dacă vrea. Aici sus, bă, bă, cur are, bă. N-are sub piele nimic. Gaura cu... Doamne, mai bine ta. Acolo lângă el. Bă, haide. Da-ți. Bă, n-ai cu cine vorbi, adică... Viren, spune. Ți-am zis, ai acceptat la arunca jos și talpă i-ai dat înainte. În față, fix în față sau putem și spate? În fața secției, mă, în fața secției, exact în fața la parcare, l-ai aruncat jos și ați plecat. Și dacă e cineva? Nu, 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 dacă e cineva tot așa, l-ai aruncat și ai plecat. Bă, poți să fie... Bă, eu am știut, eu am știut că n-ai cu cine să vorbești. Bă, și eu m-am gândit, dar el o ține-te cu GPS în pulă, unde... Păi aia am vrut să zic, așa am făcut și prima dată. Da, acceptăm și după aceea, nu. Ok, bun, dacă nu... Nu vorbim cu ceilalți membri. Păi nu, problema, eu n-am vrut din start că faza că să ne ducem unde ne dă eu locația, că de știu că o să ne aștepte cu toată poliția. Dar cu asta, degeaba, că el... Bă, ăsta cred că e din SRI, mă. Că poliția, știu că chestorul general altfel se îmbracă. Nu știu ce e... Nu, trebuie să vorbim cu chestorul general, ultima speranță, chestorul general. E cam... Nu știu ce e... Te face la ăla acolo. Bun, fiți atenți, noi o să păstrăm o distanță de vreo 200 de metri în spatele vostru, în caz dacă se întâmplă ceva, ne anunțați. Dacă e să vă urmărească poliția, fugeți direct la casa lui Franklin, ok? Intrați în casă și așteptați acolo să intre poliția peste voi și trageți în ei. Sper să aveți gențile pe voi. Viren, fă stânga, fă stânga acolo, nu te duce exact așa, fă stânga. Fă stânga și intri din partea de la magazin, de la magazinul de haine înspre. Ce, Dumnezeu? S-a întâmplat acolo, mă. Poftim. În Dumnezeu s-a întâmplat acolo, crezi că e nu știu. Da, și acum fă dreapta mai în față. Rodby, pregătește-te să-l arunci. Mă, dar scoți plăcuțele de la mașină, adică... Nu putem. Aruncă-l. Ăla-i, fugiți. Du-te, nu te duce prin față. Atât. A fost cineva la secție? Nu. Perfect. Mă auzi, mă, un pic să tunez mașina asta. Du-te. Tog chat, crezi? Spune. Mă duc să tunez mașina asta. Noi unde mergem? Du-te prin groove, cumva, nu știu pe unde. Du-te prin groove. Vă așteptăm în cer groove. Ăștia cu 6-6-le. Că eu vin singur, că stau până tunează mașina. Nu, vii cu el. Bine. Bă, știi la cine m-am gândit prima dată să-l trimis să facă chestia asta? Pe cei din Piki.
Da, ar fi o chestie ca să putem să facem rost de ei, știi, adică mai... Păi imediat le dau un anunț prezidențial la casa sindicat, băieți, n-au treabă. Păi ia, pe an de anunță. Păi acum e prea târziu, că l-am trimis de... Trimiteam pe ei imediat rezolvau polsistul. Aruncau și aia... Păi pe mâine, păi mâine, îi trimitem, știi? Îi trimitem pe ei să ne aducă task. Venim mai repede în oraș. Gen, vorim mai repede în oraș. Și... stăm cumva, eu știu. Deci noi putem sta sau? Putem sta. Nu, bun. De-aia spun că... Așa ar fi o chestie cu ăștia din Peche. Vorbim cu ei, știi? Vorbești tu cu ei. Da, băieții dețin tequila-ul. Cred că mergem acolo să bem ceva. Acum? După ce vin băieții cu ăștia, tot așa, să le mergem acolo. Bun. Așa, bun. Vreau să se ocupe de rest. Poți să mă dau jos, nu? Da, puteți masca. Păcat de nebuni ăștia. Adică de da, mă, da, ăsta, puteau nu? Să... Ce? Ce că iau toate locațiile, nu știu ce... Păi de ce băleară, dar pe ideea care câștiga bani, mă înțelegi? Păi aia unde vin dacă am tunat. Cercă groove. Aveam prostia asta, briceagul pe el tot toporul și nu avea nicio treabă, adică... Mă înțelegi? Da, te înțeleg. Dracule trebuia să urle când pietea degetele alea ca... Să scoată plămânii din el, da? Da, mi-am dat să mă cini. Haideți afară de mașină, sau... Aici e garaj normal. Oh, bă, și eu chiar aș vrea ca să... Hai, ca să pot să fac ceva cu poliția asta, mă. Da, și eu vreau, stați așa un pic. Du-te să te dincolo. Să cer. Băi, să vedeți că o să fac o nebuneau, mă, știți? Adică? Am crezut că e poliția acum. Ah, nu, nu. O să pară niște semne. Stați pe aici, de pe, sau? Hai că noi mergem, ca să mergem până la tequila, să vedem ceva. Hai la tequila. Hai, happy. Ah, okay. Haide. Urcă-ți tu să ne lângă moș. De ce nu știu? Adică stai că da. Bun, băieți, ne întâlnim la tequila toți. De acolo sus, unde e... Tequila lângă Eclipse. Acolo unde am vorbit cu ea. M-auzi? Da. Vezi că eu nu o să mai pot să mai stau prea mult în oraș, mă înțelegi? Nu e problema. Și lăsăm pe mâine treaba continuă. Da, noi oricum acum nu mai prea facem intervenții. Da. O să mă mai învățați voi pe mâine, pe mine acum, na, depinde cum și ce știe. Mhm. Hai să vedem dacă o să fie careva. Știi ce sunt curios? Nici cu cât ești tulpul. Acum nu că vreau să zic ce niște ce, na, că doamne iartă-mă. După ce am pus ăla pe cap, că oricum mi-am legat tare bine funia aia de gât. Și așa au fost mort. Deci mai aduc aminte de locație? Nu. Prieteni, dar polițistul ăla mi-a pus mie pistol la cap, legat la ochi. Da, mă. Eu pus pe ăsta, după am luat pistolul, i-am luat mâna de pe... Am luat mâna de pe pistol și i-am dat direct cu pistolul în cap. Mai vedeți și voi că unde să mergem? La tequila mergem acum. Da, s-a dat pe stație, nu știu, la parcare roșie. Ce, Ervin, ce, care-i problema? Viron. Am înțeles. Ricci. Rodby. Hai să merg la parcarea roșie. Hai, mergem dincolo, că parcă văd că pe acolo sunt cu ungeri, cu de alea, n-am chef, dacă nu înțelegeți.
Nu știu încă ce s-a întâmplat, poate i-a prins poliția sau nu știu, hai să vedem. Prin trecere, așa. Dar n-am așa informație că omul e mort. Păi știu, dar mai știi ce... Doamne Dumnezeu, te-am coborât din cer, Doamne. Nu e prima dată ce fac ăștia nesimțiri din astea. Am înțeles. Înseamnă că trebuie să mă opresc GoPro de pe ei, ca acum, nu? Îl am eu pornit pe mașină GoPro. Nu, pentru mine. A, oprește-l dacă îmi trebuie. Băi, hai ce zic, hai că eu să opresc acum live-ul. Asta e episodul, ne auzim data viitoare. Și... Da, v-am pupat, pa, pa!